se și înalță capul peste vrăjmașii mei care mă înconjoară. Voi aduce jertfe în cortul lui, în sunetul trâmbiței voi cânta și voi lăuda pe Domnul. Amin. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Ocupăm locul. Ai plătit un preț să-mi dai viața, spunea poetul în cântare. A plătit Domnul un preț pentru noi. Și noi suntem în locul acesta, în seara aceasta, slăvit să fie numele Lui. Psalmul acesta 27, un psalm al lui David. Spunea el aici în versetul 1, spune așa: Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Când ne gândim la David, ne gândim că a fost un om al lui Dumnezeu. A fost un copilaș cu păr bălai care s-a luptat cu ursul și cu leu. A fost după aceea tot un copilaș care s-a luptat cu Goliat, a devenit apoi împărat, în același timp era un cântăreț plin de har și Dumnezeu se cobora la când el cânta din harpă și la
în momentul când cânta, duhurile demonice care îl chinuiau pe socrul lui, care mai târziu devine socrul Saul, actualul de atunci împărat, îl părăseau. Și David acesta a trecut și el prin stări prin care trecem și noi. Și David acesta scrie psalmul acesta și zice așa: Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? De cine să-mi fie frică? Și ne întrebăm noi, un copilaș care spunea că s-a luptat cu leu și cu ursul și l-a doborât, mai târziu un om plin de Duhul Sfânt care la un moment dat ies duhurile când el îl laudă pe Dumnezeu, mai târziu un împărat care se luptă cu Goliat, se luptă cu filistenii, se luptă, de cine să-mi fie frică? Și Biblia spune așa: când înaintează cei răi împotriva mea ca să mănânce carnea, tocmai ei prigonitori și vrăjmași mese clatină și cad. Am putea să spunem că fiecare dintre noi suntem un David mai mic. Că nu ne numește David, dar ne numește Gheorghe sau Zizghiță, este un Cătălin, un oricare Maria, Ion aici. Și fiecare în lupta lui pe care o aduce, o duce cu vrăjmașii, și vrăjmașii noștri nu sunt filistenii, cei îmbrăcați în zale care erau atunci în perioada aceea. Nu sunt nici amaleciții care erau așa de fioroși și periculoși. Vrăjmașii noștri este vrăjmașul, spune Efeseni capitolul 6, zice: noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci ne avem de luptat împotriva duhurilor răutății care locuiesc în locurile cerești, care se ocupă de sufletul nostru, care vin să ne cerceteze în duhul nostru, și noi nu avem de luptat. Și acum, fiindcă știm cu cine avem de luptat, spune cuvântul Domnului așa: Domnul este lumina și mântuirea mea. Domnul, zicea el. El vedea mai departe și am spune că e o prorocie. Și atunci, dacă spune că este o prorocie, în Ioan capitolul 8, versetul 12, Iisus însuși spune... Iisus le-a vorbit din nou și a zis: eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Și acum, punând lucrul acesta că Iisus este lumina lumii, aici spune: el este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? Când înaintează duhurile demonice să te doboară, de cine să-ți fie frică dacă Domnul este lumină? Apoi Biblia spune, versetul 2, când înaintează cei răi împotriva mea ca să mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii și vrăjmașii mei, se clatină și cad. Și în epistola lui Ioan, capitolul 5, haideți să citim altul, versetul, capitolul 2, versetul 16 și 17, să vedem care sunt cei răi. În epistola lui Ioan, capitolul, prima epistolă, 2 cu 16 și 17. Cât tot ce este în lume, ce? Pofta firii, pofta ochilor și lăudăroșia vieții este din lume. Știi că ești cercetat cu astea până mori? Știi că până la 100, hai să zicem peste 100, tu ești cercetat de astea și în fiecare zi, fie că vii la adunare, fie că stai acasă, fie că ești pe un pad de suferință, vine în dreptul tău. Și Biblia spune în cuvântul Domnului, tot în epistola lui Ioan, capitolul 5, versetul 11 la 13, spune așa: și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat, adică lumina, viața veșnică, și această viață veșnică este în cine? În Fiul Său. Versetul 12: cine are pe Fiul, învinge vrăjmașii. Cine n-are pe Fiul, ești tot zdrobit. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care ascultați și credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viață veșnică. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare. În versetul 3 spune: chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Și tot în epistola Ioan, capitolul 5, versetul 4 și 5 spune, 1 Ioan 5 cu 4 și 5, pentru că oricine este născut din Dumnezeu, ce face? Biruiește lumea. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este ce? Credința noastră. Slăvit să fie Domnul. Am vrea să facem o rugăciune. Și în rugăciunea aceasta, cu credință, să mergem la Domnul, să mai rezolve problemele alea de care am fost atacați noi. Acolo unde am mai avut slăbiciuni sau ne-am înclinat. Să știm un lucru, că noi avem biruință în numele lui Iisus Hristos.
Dar am vrea să facem rugăciunea aceasta un pic mai deosebit. Am mai făcut-o noi aici în adunare. Sunt lucruri care nu se anunță și nu vin frații aici să le anunță, să spună, uite mă, doare cu tare, mai spune câte unul, sunt bolnav. Dar sunt lucrurile alea care sunt ascunse. Și Biblia spune în epistola lui Iacov așa, spune, mărturisiți-vă unii altora și rugați-vă unii pentru alții. În seara aceasta am vrea să facem altfel. Sunteți acolo destul de mulți aici în adunare, doi sau trei, vă adunați împreună și ne rugăm ca Dumnezeu să aducă biruință la problemele pe care le avem. Haideți să ne rugăm!
vrea să întrebăm dacă în timpul rugăciunilor nu a fost ceva descoperit pentru popor. Slăvit să fie Domnul pentru seara aceasta. Așa am primit de la început, este o seară de pregătire pentru atunci când ne vom lua zborul de pe acest pământ. Va fi o seară în care Dumnezeu vrea să facă o ungere divină fiecăruia din locul acesta, în special Domnul vrea să ne atingă buzele și gura. Am primit așa poporul să plece bine urechea la glasul lui Dumnezeu. Că mi s-a dat așa că sunt frați surori, tineri din locul acesta, din adunarea aceasta, care umblă la izvoare străine, în locuri încă unde izvorul nu este curat și de acolo sunt împovărați cu tot felul de duhuri și vin în adunare și în loc să fie pentru Domnul și pentru lucrarea Lui, așa am primit, să lucreze la lărgirea împărăției, sunt o povară pentru biserică și pentru slujitori și Domnul să le dea lumină și înțelepciune. Mi s-a dat așa să ne rugăm pentru surorile din adunare, pentru acele surori care din partea soților primesc lovituri puternice. Și Domnul să se îndure, să aibă milă. Zicea Domnul să ne rugăm în special în seara aceasta pentru lucrarea din locul acesta. Două planuri, unul mai apropiat și unul mai îndepărtat, sunt pregătite din partea celui rău. Am văzut așa că vrea să înfingă un țăruș aici în mijlocul adunării. Și așa am primit, poporului se va părea că e un lucru bun, strălucitor, dar zicea Domnul, veghere, că nu este, este din partea celui rău și Domnul să ne dea înțelepciune. Amin. Altceva dacă mai fost? Slăvit să fie Domnul! Mie mi-a arătat Domnul într-o vedenie povară peste popor. Unii aveau legături de lemne groase, alții de scânduri și alții de nuiele. Toate erau înfășurate cu ață groasă roșie. Domnul să ne dea putere să mijlocim pentru ei. Legături înseamnă că greutăți. Și Apostolul Pavel spune în 1 Timotei, capitolul 4, 1 Corinteni, capitolul 4, că dacă vă zidi cineva pe această temelie în Iisus Hristos, aur, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, toate se vor descoperi în ziua aceea. Și lemnele alea care noi ni le legăm și încă cu răzvrătire, că aia înseamnă roșu, alea Domnul spune să le lăsăm. Domnul să aibă milă de noi. Am vrea să cântăm o cântare. Și spune cântarea așa, Iisuse, și de sub lemne, și sub gătejă, și sub scânderi, te aleg mereu. Domnul să ne ajute la lucrul acesta, apoi fratele Nicu ne dă un îndemn la rugăciune. Iisuse, vin de noi.
Slăviți să fie Domnul! Și fie ca ceea ce am cântat, Iisuse dintre toți te aleg mereu, să fie în fiecare zi și în fiecare clipă refrenul pe care îl fredonăm, nu doar pe buze, ci cu fapta și cu toată inima noastră. Amin? În Romani, capitolul 13, versetul 10, spune cuvântul lui Dumnezeu că dragostea nu face rău aproapelui. Dragostea, deci, este împlinirea legii. Amin? Cuvinte pline de putere, cuvinte pline de mângâiere, cuvinte pline de viață ce izvorăsc mereu din Sfânta Scriptură și care străbat mii de ani până la noi, cu aceeași putere, cu aceeași viață și care ne întărește și ne ajută pe fiecare să rămânem în picioare, să luptăm pe mai departe, să-L putem alege pe Dumnezeu, să-L putem alege pe Iisus ca Domn și Stăpân al vieții noastre în fiecare clipă. Știu că nu-i ușor. Am fost zilele trecute și am vizitat câteva cetăți importante din țară, împreună cu copiii, ca să vedem și puțină istorie, și am văzut cât de iscusiți erau meșterii din vremurile alea, secolul XIII, secolul XIV, dar și cetățile romane, care sunt de peste 2000 de ani, atâta pricepere, atâta răbdare cât au avut să facă toate lucrurile alea minunate. Dar aproape fiecare castel, pe lângă toate acele frumuseți pe care le puteai vedea, pe lângă toată încărcătura istorică pe care o puteai vedea, exista în fiecare castel măcar o cameră de tortură. Și aceiași poate meșteri scuțiți care scultaseră tronul împăratului sau al domnitorului, au scultat și scaune de tortură în care au înfipt țepi, în care erau chinuiți oameni care aveau alte convingeri decât ei, oameni care aveau altă etnie decât ei, și întrebarea pe care mi-o puneam, unde a fost dragostea lor? Pentru că toți se considerau creștini și pe vremea aia. Și mulți luptau
cu crucea ca standard și numele crucii. Unde a fost oare dragostea? Am trecut și pe la părinții mei și m-am bucurat să aud că toți cei trei unchi ai mei, frații ai mamei mele, au început să meargă tot mai des la biserică, la biserică creștină, iar unul dintre ei a spus, eu trebuie cât de curând să mă botez, dar nu știu dacă pot să țin. O întrebare pe care poate fiecare sau majoritatea dintre noi ne-am pus-o, oare pot ține eu pocăința? Oare pot eu să fac toate lucrurile pe care scrie în Scriptură? Pot eu să spun așa cum am cântat, Iisuse, dintre toți te aleg mereu și lucrul ăsta să fie și adevărat în viața mea? Nu poți să-i cerți că pun asemenea întrebări, pentru că și noi le-am pus, mulți dintre noi. M-am gândit ce să-i spun și spun astăzi, aici și acum. Vedeți, diavolul nu vine niciodată să spună că Dumnezeu n-are putere, chiar dacă diavolul tata mincinoșilor, e cel mai mare mincinos. Nu vine niciodată să spună Dumnezeu n-are putere și pe tine nu te poate schimba, ci vine și spune tu nu poți. Tu nu vei putea să ții pocăința, nu Dumnezeu nu poate să te ajute, nu Dumnezeu nu poate să te sprijine, nu Dumnezeu nu poate să-ți dea putere. El poate, dar tu nu vei putea. Cred că cel mai frumos a descris chemarea la pocăință și ceea ce trebuie să facem noi Iisus Hristos în Matei capitolul 22, atunci când un învățător a venit la el să-l ispitească și să-l întrebe care este cea mai mare poruncă din lege, Iisus i-a spus, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Și sincer, când am citit lucrurile astea, mi-a fost puțin rușine. Vedeți cât de puțin ne cere Dumnezeu? Noi tot spunem că Dumnezeu ne cere să nu facem aia, să nu facem aia, să nu facem aia, aia n-avem voie, 100 de lucruri care n-avem voie, 1000 de lucruri care n-avem voie și 2000 de lucruri care trebuie evitate și încă vreo 500 care avem voie. Așa spune Dumnezeu? Nu. Dumnezeu spune, ai împlinit toată legea și prorocii, dacă îl iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot cugetul tău și cu tot sufletul tău și dacă iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. De altfel, în Romani, capitolul 13, și Pavel accentuează și zice așa, de la versetul 8, să nu datorați nimănui nimic, decât să vă iubiți unii pe alții, căci cine iubește pe alții, a împlinit legea. De fapt, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci nicio mărturisire mincinoasă, să nu poftești și orice altă poruncă care mai poate fi, se cuprind în porunca aceasta. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, pentru că dragostea nu face rău aproapelui. Dragostea, deci, este împlinirea legii. Amin? Poate că, fiind la început de drum, mulți privim din partea greșită a lucrurilor ce au voie pocăinții și ce nu au voie.
Noi trebuie să privim din partea bună, aceea pe care a lăsat-o Hristos. Avem voie să ne iubim unii pe alții. Și atunci când este dragoste, toate celelalte se par ușor. Pentru că dacă îl iubesc pe fratele meu, nu o să îl fur, nu? Dacă îl iubesc pe aproapele meu, nu o să caut să-i stric casa, să-i produc pagubă, ci voi căuta întotdeauna să-i fac binele. Și pe măsură ce voi face lucrul acesta, dragostea va crește în mine. Nu întotdeauna ne va fi ușor. Nu întotdeauna vom reuși. Dar avem la Tatăl un mijlocitor. Un mijlocitor care ne poate da putere să ne ridicăm și să învățăm dragostea curată și adevărată. 1 Tesaloniceni, capitolul 3, se face o urare acolo, de la versetul 12. Și vreau ca această urare să ne o facem unii altora și fiecare dintre noi să o putem trăi. Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste, unii față de alții și față de toți, cum facem și noi înșine pentru voi, ca să vi se întărească inimile și să fie fără prihană în sfințenie înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos împreună cu toți sfinții săi. Amin. Domnul să ne facă să sporim în dragoste unii față de alții. Aș vrea să ne rugăm la aceasta. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și știu că Cel ce este sfânt, Cel ce are putere, Cel ce poate da dragoste mai multă în inimile noastre, este gata să asculte. Domnul să lucreze. Amin.
Ocupăm locul, cânte surorile Bode o cântare și apoi sora Lidia are o mărturie. Domnul să ne binecuvânteze. Mărturia mea e, cu numele mă știți că vă știu pe 99% de aici, din biserică. Am 52 de ani, mă numesc Lidia Bodea și mulți întreabă, ați apărut la Harul și de unde sunteți și cum sunteți? Și mai ales în jurul unui proroc se învârtește să-i știm mărturia lui și viața lui. Eu am avut, mărturia mea îi, mi-am intitulat-o, din har în har, până la veșnicie, până în veșnicie.
Am avut harul să mă nasc a treia generație în familie de pocăiți. Deci bunicul meu din partea mamei, când a venit din război, în război s-a întâlnit pe front cu un proroc. Acolo i-a vorbit Domnul că dacă se întoarce la Domnul, el îl va salva și va ajunge acasă. Avea 7 copii când a mers în război. Și a primit o Biblie de acolo, care îmi place să păstrez Bibliile în arhivă, primele Biblii din 1921. Și bunicul a venit acasă, așa a lucrat Domnul, încât când a ajuns acasă, eram pușcat într-un picior, mă rog, a fost acolo, dar când a ajuns acasă, soția lui a murit și s-a trezit cu 7 copii, la socri în casă, era dezastru, dărâmat, atunci a început să se roage și Dumnezeu i s-a relevat în partea lui. Din război a mai venit un unchi văr de-a lui și când a știut că sunt 2 pocăiți în sat, au căutat și au încheiat legământ cu Domnul. Era în perioada când frații baptiști erau în focul ăla a cercetării Duhului Sfânt și atunci au contactat unii frați, au încheiat legământ cu Domnul și pe acolo, prin satul nostru în Gostilat, a trecut un frate, Elisei din Giurgești, era scris în istoria penticostală, el repara geamuri și ducea în spate sticlă și unde avea nevoie erau gemulețele alea mici la casă, reparând acolo, vestea Evanghelia și acolo Domnul lucra cu semne și minuni. Mai târziu, bunicul era de meserie fierar și cum veneau oamenii cu plugul, cu securile la scuțit, la toți le vestea cuvântul Domnului, încât erau vreo 70 de baptiști în zona aia, atunci în 1942, cred că. Au făcut o biserică, dar problema era din partea, să nu lungesc mur, din partea bunicului, erau urmăriți de jandarmi. În vremurile acelea, când jandarmii urmăreau pocăițe, bunicul era un om tare. Mi-a spus totdeauna, au murit când aveam 16 ani și îmi plăcea să stau mult de vorbă cu dânsul, zice, niciodată să nu cedai de la credință, cum ai primit-o soții până mori, și să nu-ți vinzi frații, orice ar fi. Bunicul, pentru că n-a vrut să spună unde se întâlnesc frații la părtășie, odată au venit jandarmii, l-au luat și au făcut 6 luni de pușcărie, era într-o celulă cu Gheorghe Gheorghiu Dej, în Dej, la pușcărie, și de câte ori îmi spunea bunicul, zice, îi vesteam cuvântul Domnului cu putere acolo, știam cum m-a izbăvit Domnul din război, mă va izbăvi și de acolo. Și lucrând, deci, în sat, s-a întors suflet de la mântuire, mama mea la 16 ani a încheiat legământ cu Domnul în apa botezului. S-a botezat în 6 februarie, mai jos, pe Albia Văii, o tăiat gheața și acolo s-a botezat, pentru că toate s-au făcut în secret, ca să nu se știe că erau urmăriți atunci să nu se mai pocăiască cineva. Și am avut bucuria totdeauna, bunii, cum spunea, îmi spunea cum se făceau rugăciunile cu foc în casă la ei, cum zicea, uite, în casă la mine, 9 surori, femei diferite, nu de corp, ci în Domnul, au cântat aceeași cântare în alte limbi și îl întrebam, dar cine mai e martor la lucrurile astea? Păi zice, băiatul meu a avut 14 ani, care mai târziu a fost prezbiter în Biserica Baptistă. Când am trecut pe la unchiul, l-am întrebat, e adevărat ce-o zis bunicul? Zice, eu am fost martor, am văzut lucrurile astea. Am început să caut, să îndrăgesc lucrarea Domnului, dar din partea tatălui, tata la 18 ani s-a întors la Domnul și bunicul era un om, deci din partea tatălui, era un om mole, calm. Dar mergea de câte ori încet ca să poată sta de vorbă cu oamenii și să le spună din cuvântul Domnului. Și mereu mama îi spune la tata acum, și tu ești ca tată, tot zice, totdeauna cu oricine îți faci timp să stai de vorbă prin sat. Dar a fost un om exemplu, era din satul vecin. Și la vreo 3 ani, mă uit să nu iau din predica
fratele Iurie, la vreo 3 ani a venit bunicul la noi și ne-a învățat cântarea. Aveam 3 ani și sora mea 4 ani. Fraților, credința noastră să o păzim. În momentul în care ziceam bunicule, dar ce să păzim? Că nu ne-o fură nimeni. Dacă vreau să cred, cred. Și zice, a venit vremea când să depuneți, zice, mărturie și uite, pentru credință, așa ne spunea. Eram mici copii, o trecut timpul, la noi în casă, tata cum era proroc de la 18 ani, se strângeau frații la rugăciune. Cum am fost 8 frați, aici la mama, eu muri primii 2 copii și au făcut o jurință înaintea Domnului, Doamne, dacă ne dai copii, cât ne dai, atât să-i aducem pe lume. Dar să am copii, zicea mama lucrul ăla. Și eu eram a doua care trăiam și la noi în casă, cum eram, să mă duc mai departe, mai mulți copii, totdeauna mai era un pat și pentru un musafir care veneau. Veneau frați care rămâneau peste noapte la noi, ne aduna pe mai mulți copii într-un pat și pe străin nu lăsa să plece. Și dacă era frate, și dacă era venit de pe undeva, zice săracul călător pe drum să-i dăm o mâncare să rămână la noi. Și am învățat lucrul ăsta de la mama că a fi primitor de oaspeți, nu știi pe cine găzduiești și nu știi când Dumnezeu îți întoarce binecuvântare pentru ceea ce faci. Mă rog, am crescut în anturajul acela de pocăință. Și nu că am rămas în pocăință, că am văzut de la bunici. Aici am avut harul de la bunici să primesc binecuvântarea lor și să creștem sub ochii lor ca o binecuvântare copiii. Pentru că văd că nu-i mai mare binecuvântare când îți vezi copiii și nepoții crescând în casa Domnului și știi că ajung în veșnicie. O trecut timpul și când aveam vreo 10 ani, mama avea 6-lea copil și atunci, bineînțeles, la 6-lea copil, orice femeie începe să mai cârtească că sunt cam prea mulți. Și am mers într-o misiune la Valea Groșilor, acolo în plină biserica, nu cum sunt prorocii acum, acolo descoperea Domnul pe direct. Au avut o prorocie, zice, ascultă femeie, fiindcă ai cârtit și nu-ți mai vrei binecuvântările mele, am să-ți o arăt, am să-ți o dau, să-ți o arăt și dacă nu-i lua seama, am să te lovesc cu un duh de nebunie. Și îi plânge, te voi lovi cu un duh de nebunie. Mama avea un casetofon și a cumpărat un casetofon de la cineva adus din străinătate, mergea pe la misiuni, aducea înregistrări, le punea acasă, casetele, veneau frații, se bucurau seara după ce ajungeau și când am auzit lucrarea aceea, spuneau și surorile, zice, grea lucrare a fost. Zice, mama mea a fost. Că am cârtit, că noi a 6-lea copil, nu mai vreau, al 7-lea era atunci. O trecut câteva luni, o născut, normal, a avut fata și la 2 zile a murit. A început să plângă, slăbea foarte tare și când o trecut vreo 2 ani, când nu se mai recupera, era mai mult pe pat, tata lucra pe șantier de luni și până sâmbătă, noi copiii eram toți 6, cel puțin de la 11 ani în jos și țin minte că am mers odată la biserică după masă și noi copiii, numai că tata a rămas cu mama acasă și a ieșit, o mătușă, mama asistente și a zis, mă copii, ascultați voi la mătușa, mama voastră, eu nu zic că moare, dar uitați-vă cât e slabă, dar dacă voi copii o să vă rugați, să știți că Domnul o să vindece pe mama voastră. Când ne-a spus așa, am bănuit noi că e asistenta și știe ceva că o să moară mama, a mers acasă. Am intrat în bucătărie și am intrat într-o cameră, am închis ușile după noi, 3 copii, sora mea de 12 ani, eu de 11, frate meu de 9. Vreo oră și ceva am plâns și ne-a rugat continuu. În momentul ăla am văzut o vedenie în care se făceau 7 trepte, că eram noi 7 copii, înțelegând mai târziu, și mama era sus pe trepte și o mână o apăra ca să rămână în picioare. Fratele meu de 9 ani, el a văzut că a rupt o floare, mama se plimba printr-o grădină și a zis, floarea asta mi-a mai dat viață. Zicea,
O venit tata după noi să ne caute, că a văzut că am dispărut ore și nu știa că unde suntem și i-am spus, uite ce am văzut. În momentul ăla, când am văzut prima vedenie, eu știam de vedenii, că auzeam la alții, dar de cercetarea Domnului așa profundă și să crezi că Domnul se coboară la tine ca un copil, pe mine m-a transformat total. Deci total. Și a trecut timpul, mama și-a revenit, ne-am rugat, au venit frați, veneau în fiecare seară frați, rugau, stăruiau înaintea Domnului și-a revenit, dar pe mine, în fiecare seară când mă rugam, vedeam slava Domnului. De câte ori spuneam la mama, zicea să nu spuneți la nimeni că lucrurile astea sunt lucruri sfinte și lasă că o să crești mai mare și poate Domnul să-ți dea un dar. Dar eu eram liniștită în momentul în care Domnul m-a arătat ceva, eu înțelegeam în duhul meu de copil cum eram, că lucrul ăla va fi și va lăsa Domnul binecuvântare în zona aia. O trecut timpul și ca și copii, tata avea unele priorități în viață. Zicea, ori ne ținem de pocăință, ori nu ne ținem. Duceți-vă, faceți orice veți vrea, dar dacă ne ținem de pocăință, ne ținem pe linia întâi. Pe vremea comuniștilor, directorul de școală era, soacra lui era soră cu bunicul și ei erau primii pocăiți în sat. Și soacra directorului, soția directorului, fiind mătușa, așa era o femeie, nu de rea, e dedicată partidului, încât ne prigonea la maxim. Se făceau la noi la școală, nici în comună, nici între Vampeghiță, mai jos cu două sate, nu se făcea duminica atâtea activități pionierești. La noi totdeauna se făceau activitățile pionierești. Și trebuia în fiecare duminică, aproximativ 3 duminici pe lună, să mergem la școală de la 10 la 12. Tata i-a spus la directorul, tovarășul, copiii vin la biserică duminica, faceți sâmbăta și lăsați copiii duminica liber. Nu, nici nu discuta, ne prigonea. Noi știam, ca și copii, era sora mea, eram eu de 10-11 ani, clasa 5-a, sora mea a 6-a și fratele meu a 4-a. Totdeauna, în fiecare luni, când mergeam la școală, mâncam bătaie. Deci, pentru noi, a ne bate sau a ne prigoni verbal era ceva simplu. Când mergeam la școală, ne aștepta, era careu făcut, familia se va... Iară nu vor să se supună, noi mergeam la cravată și la costum pioneresc, nu cum era acolo, nu ne-am sustras de la îmbrăcăminte, dar nu venit ieri la activitățile noastre pionerești. Noi le spuneam, noi suntem pocăiți, tata nu ne-o lăsa, noi mergem la biserică, că e biserică. Pe mine, cum aveam două codițe, ca și eunice, mă prindea de cam, mă trășea, mă-i dădea două după cap, faptul că purtam și ochelari nu mă lovea peste față, dar pe frații mei, în fiecare luni, îi băga cu capul sus scaun și avea un leț așa de un metru, îi bătea până se vinețeau la spate. Fratele meu venea acasă câte ori și zicea, uite, iar mă-i vinețit. Și zutul iar sunt felul ăsta. Mama plângea și zicea, se ascundea, zice, măi, bucurați-vă că Domnul e cu voi și vă ajuta și ne rugăm, iau să-i dea minte. Pe lângă că era și unchiul, dar unchiul în felul ăsta. Ne bătea așa de tare încât odată frații mei zice, nu mă mai duc, luni nu mă mai duc la școală, mă duc de marți. Dar ce-a făcut? Și-o la caiet și și l-a pus pe spate și când dădea pușca tare. Și atunci a zis homă că îi bai. O trecut, mai târziu, știu că mătușa m-a apucat de față odată și mi-a băgat unghiile în față încât mi s-a cunoscut pe față. Am venit acasă și când m-a văzut mama a început să plângă și a zis, uite, îți pun o oală de lapte și te duci la mătușa, la mama ei și spui că ce-a făcut fata ei și uite ce face cu tine la școală. Când m-am dus la mătușa, mama ei a început să plângă așa de tare și a zis, de astăzi nu mai recunosc ca fată până nu se facă cu tine. Și o trecut, a doua, trei zile, mi-a dat ceva bombone, profesora, ca să ne împăcăm, dar continua să ne bată. Și când a fost odată, venea tata sâmbătă acasă și ziceam, tata, nu ne lasă să mergem la activități, chiar ne bate pe luni. Zicea, tata, lasă că mă duc eu la directorul. Și am mers la directorul acasă
Și eu spus, tovarășul director, am venit la dumneata la acasă, slujești partidul, n-am nimic, îl slujești. Dar să știi că socrul meu și cu socra ta au făcut oameni din soția dumneatale și din oamenii care sunt aici în sat. Te rog frumos să nu mai bați copiii în felul în care sunt. Așa, păi domnule, o să ți-i trimitem la școala de corecție, că uite-și cei mai, păi partidul nu ne lasă. Zice, trimite domnule, că cu atâta nu o să le dau mâncare și acolo o să facă alți slujitori, pentru că am ei știu ce cred. Din momentul ăla nu ne-a mai bătut. E adevărat, contors foaia ca și partidul și ne-a oprit medalii din astea, insigne din alea cum se dădeau, pentru munca patriotică, pentru că noi, familia noastră, eram echipa Fulger. Așa zicea, ca și muncă, eram puternici, că lucram mult, ca și copii. Și când am ajuns la școală, zice, acum nu mai batem pe familia Seva, nu uită, pentru că au lucrat la practică săptămâna trecută, pentru muncă patriotică, la Lidia o să-i dăm o insignă. Era insigna triunghiu cu tricolorul roată. Și când mi-l a pus, cămașa mea era albă, alitoții, era plin pieptul de insignia mea, era albă, mi l-a pus și a zis, vezi, dacă tot ești harnică, partidul te-o răsplăti și pe tine. Și eu am zis că numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, totuși mi-a dat o insignă bună. În momentul ăla mi-a dat o palmă, mi-a sărit ochelarii, mi-a luat insigna și a zis, nu meritați nicio insignă, 7 la purtare. Acolo, dar eu am zis că 3 copii, copiii m-au spus și n-am îndrăznit la profesor. O trecut timpul, aveam numai 7-8 la purtare, familia noastră, dar tot de la biserică nu ne-a lăsat. Mergeam în fiecare duminică, la școală mergeam de luni până sâmbătă. O trecut colegii, bineînțeles că ne defăimau, care erau mai defăimători pe hotar, ajutam părinții lor și ne plângeam la părinți și părinții îi obligau să nu ne mai certe pe noi la școală, ca și copii, și ne făceam prieteni, cumva. O trecut timpul și când am ajuns să intru la liceu, am intrat la Ileanda și acolo în Ileanda fiecare mere cu o caracterizare. Când am ajuns la directorul caracterizarea mea, numai 7-8 la purtare, tata era la lucru la casă, la directorul cu firma de construcții și a zis, tovarășul Sevan, nu se poate o fată să aibă la purtare numai 7, 8 și 9. Ce face, ce-a făcut? Și eu am spus, uite domnule, eu așa cred, duminică au lăsat-o Dumnezeu, dacă din cauza asta ne-a prigonit. O da de mână, dacă sunt numai astea, directorul din Ileanda, o da de mână și a zis, lasă, mereți înainte, că astea nu-s probleme. Nu-s probleme, dar vis-a-vis de liceu, erau mătușe, îi ziceam, o soră care a avut 2 copii și a murit copiii. Și stăteam mai mult la ea și a zis, sora, uite, facem un târg, o să te luăm la noi, avem 2 case, una vis-a-vis de liceu chiar lângă vale și una mai la intersecție acolo, tu o să stai acolo, îți dăm casele la tine, tot, avea o țesătorie de baticuri pe vremurile alea, tot bani, avem bani, îți dăm la tine. 2 condiții. Termin cu prorocii și nu ne dovedești tu că sunt proroci, ei erau meleniști, ideea melenistă. Termin cu prorocii, nu ne spui că sunt proroci. Dacă te căsătorești, nu ne faci copii. Cele mai tari lovituri mi-au fost pentru că eu am zis, dacă de prorocii nu mă las, pentru că eu am văzut slava Domnului și știam lucrarea Domnului cu mâini, mie îmi trebuie familie cu copii și de la 5 în sus. Mie mi-a plăcut familia numeroasă, mi-a plăcut, pentru asta m-am rugat și Domnul, mi-am ajuns scopul că Domnul m-a ascultat. Dar încă 4 minute mă duc să ajung la căsătorie printre ele. Văzând minunile Domnului, mie îmi plăcea totdeauna ambițioasă să intru să văd cu ochii mei. Era soția unui proroc bolnavă pe pat de o lună de zile, bolnavă cu inima. Și nici nu mai deschidea ochii, dacă îi deschidea ochii, știa, dar nimic. O chemat pe fratele Leon din Fodora, care sunteți mai în vârstă, îl cunoașteți, pe bătrânul. Și când o intra bătrânul în casă, eu am lăsat să intre toți, că pe noi, pe copii, nu ne lăsa,
era micuță, nu mai știu ani, și am intrat și eu și am stat cu ochii pe mătușa când s-a rugat și eu a făcut ungerea. În momentul în care a pus mâna pe ea și a făcut ungerea și a vorbit în alte limbi, a și sărit mătușa de pe pat, s-a pus în genunchi și a început să vorbească în alte limbi. Eu am ieșit afară și am strigat la copii, conviat mătușa. S-o vindeca mătușa, prinde copiii pe hol, acolo. Asta era o minune care am văzut-o cu ochii mei mai scurte și am mai văzut încă o minune. Mamă la 8 copii, cine vrea detalii putem să mergem, femeia mai trăiește, era demonizată. Deci căzută într-o depresie, de acolo într-o demonizare și doctorii i-au spus, caută ceva popti. Omul la popti, popti, eu zic, du-te la pocăiți că e prea tare pentru noi lucrul ăsta. Și-a venit și știu că la noi pe copii ne dădea deoparte și ei vorbeau părinții și cu prorocii la o altă și ziceau, trebuie să ne rugăm pentru sora că, zice, e demonizată și Dumnezeu să o elibereze, care are 8 copii și sau așa ceva, mai mulți copii avea și trebuie să ne rugăm să se elibereze. S-a dus, s-a rugat pentru ea și femeia s-a eliberat. S-a întors la Domnul, ea și familia și socra și toți și acum s-a mărturie și copiii s-a întors la Domnul și e eliberată și în ziua de astăzi. Ăstea le-am văzut. Și mie îmi spune, nu sunt minuni, nu sunt proroci, nu sunt proroci, pe lângă altele care le-am văzut. Zic, nu-mi trebuie nicio casă, nu-mi trebuie nicio avere, s-a îngrijit Domnul de mine. În fine, fiind în Ileanda la liceu, mama s-a îmbolnăvit, nu puteam să o ajut așa mult, a făcut cancer la ficat, era din ce în ce mai rău, pe pat erau 6 copii de la mine în jos, frați. Am ales, o ales ei părință să mă duc la Gâlgău și de acolo puteam lipsi mai mult ca să lucrăm acasă. Dar n-am înțeles că, de fapt, așa o rânduit Domnul. După ce ne-am mutat, aveam 16 ani, 15 ani și colegii mei din Fodora au început să facă stăruințe. Era trezirea de prin 85 la Fodora, să facă stăruință după Duhul Sfânt. Și au venit colegii și mi-au spus, la noi se face stăruință, uite cu tare o primit darul, uite lucrează Domnul. Mă uitam la ei, cum sunt colegii mei și eu de când mă rog singură. M-am dus acasă, i-am spus la prorocul acela, i-am spus la părinți, la niște frați din vecini, uite, zic, ce trezire a făcut Domnul în Fodora, ce trezire a făcut Domnul în Fodora, să ne punem și noi să ne rugăm. Dacă la ei le-o dat, înseamnă că nu sunt prea mici, 16 ani și mie, eu vreau să-mi dea Domnul. Am stăruit după Duhul Sfânt și atunci veneau de pe toate satele și a fost o trezire printre tineri încât Domnul o ridica proroci, vase de lucru care și astăzi îs și îs la vârsta noastră care lucrează cu daruri și a lucrat Domnul. Am început în stările alea de extaz, în prezența Domnului, deci nu mă mai interesa nimic. Aveam întâlniri în clasa 10-a, era o soră la la biserica penticostală, acolo în curte. Și mergeam acolo de la 1 până la 4 la autobuz și acolo stăteam și ne rugam, eram și 35-40 de tineri de pe zona aia, ne rugam și stăruiam după Duhul Sfânt. Acolo l-am cunoscut pe tata lui Sami, care a pus o pilă acum la căsătorie, zic, l-am întâlnit la rugăciune și pe tata lui Sami. Și ne bucuram. O trecut timpul, un minut și termin, mă rugam Domnului să-mi dea un soț. Atunci știți că cine trecea de 18 ani, 20 de ani, ești fată bătrână. Și mă rugam, m-am dus la Baia Mare să mă angajez, aveam o soră acolo era trezirea cu Iosif Purcar, cu aia, pe vremea aia în care ne bucuram, aveam cercuri de rugăciune, în fiecare seară mergeam, automat ne-am făcut grup și mergeam acolo. Și m-am rugat Domnului, Doamne, te rog să-mi dai un soț, să fie pocăit, nu numai pocăit, că dacă se botează, nu știu sigur dacă e botezat numai, sau să fie botezat în apă, să fie botezat cu Duhul Sfânt, să te iubească pe tine mai mult decât orice, că atunci mă va iubi și pe mine 100%, cu toate greșelele mele. Să fie pentru misiune, să iubească copiii, pentru că dacă n-ai unul care iubește copiii, cunosc o soră care numai 3 copii au avut
și că-i bunica acum o prigonește că nu iubește copiii, să iubească copiii și să-și dorească de la 4 în sus, m-am gândit eu acolo, și să mi-l trimiți tu. Eu mă rugam, și încă un lucru, să fie mai înalt ca mine cu 5 cm și să fie brunet cu părul creț. Deci, brunet cu părul creț. I-am spus domnului așa, pentru că eu cu domnul vorbeam mai bine ca și cu oricine. În misiune, o trecut ghiță pe la noi pe acolo, o venit, o predicat, avea un duh înfocat, încă atunci era venind din Biserica Baptistă, era cu un duh înfocat în privința cuvântului, cântă o cântare, are voce, îl chema la masă la noi, cum de obicei noi duceam musafirii, printre altele îl întreb că-i botezat cu Duhul Sfânt, zice că nu, m-am gândit eu, așteaptă, oricum o să mai stărui, dar așa am văzut că e ceva în el. El a venit, a început să zică că nu se face stăruință pe la voi, eu nu l-am obligat, stăruie tu mie, îmi trebuie să mi-l dea domnul ăla. Și așa a rânduit domnul. O canalizat domnul toate lucrurile și de aceea o să vă spun în altă parte de mărturie, pentru că a fost și cruce cu copii, am avut și experiență, dar ajungem la domnul. Și un minut, ca să nu obosesc răbdarea lui fratele Iurie, că e cu microfonul la gură, cum am ajuns la Harul, am zis, Doamne, când au ajuns copiii să termine liceul, te rog să-mi dai o biserică într-un colț de lume undeva, dar eu preferam România, că nu, eu sunt mai patriotă, să-mi dai o biserică unde să-mi cresc copiii spiritual. Deci eu așa am cerut de la Domnul, pentru că casa aveam acolo, în chirie putem sta oriunde, și Domnul așa m-a canalizat, încât ne-a dus la Harul. Dacă am avut Harul, am început să mă nasc în familie cu Har și am înțeles credința și Domnul mi s-a relevat și am încheiat legământ cu Domnul la 18 ani, că numai atunci ne-a permis, și l-am urmat pe Domnul, la 36 de ani am ajuns la Harul, și sperăm să mergem în veșnicie de aici. Amin. Slăvit să fie Domnul, că în toate vremurile El se lasă cu o mărturie în orice loc. Cuvântul de predică din seara aceasta, vreau să-l încep cu un început de verset. Eu o să încep și dumneavoastră să-l continuați, vă rog. Zice Domnul, căutați-mă și... Așa-i, am știut că nu o să ziceți altfel. Deschideți la Amos, capitolul 5, versetul 4, începând. Căci așa vorbește Domnul către casa lui Israel. Căutați-mă și veți trăi. Nu căutați Betelul, nu vă duceți la Gilgal și nu treceți la Berșeba. Căci Gilgalul va fi dus în robie și Betelul va fi nimicit. Ce a zis dumneavoastră este adevărat, este un verset frumos, dar ăsta mi se pare pentru noi ca oameni mult mai existențial. Căutați pe Domnul și îl veți găsi. Am o problemă, mă duc, Doamne, am o problemă, te rog, descoperă-te. Domnul intervine, ți se rezolvă problema. Dar căutați-mă și veți trăi. Este mult mai profund. Pentru că dacă nu mă căutați, veți muri. Veți muri. Și Domnul le spune la izraeliteni lucrul acesta. Căutați-mă și veți trăi. Imediat Domnul anticipează ce vor să facă ei.
Și Domnul, anticipând, le și spune dinainte lucrul acesta. Nu vă duceți la Gilgal și nu mergeți la Berșeba. Pentru că la noi oamenii, când ni se spune caută, imediat noi ne gândim la ceva geografic. Unde să mergem să găsim? Domnul anticipează lucrul acesta și le spune nu mergeți la Betel și nu vă duceți la Gilgal. De ce Domnul le spune lucrul acesta? Zice, căutați-mă, ei vor să meargă și Domnul zice, opriți-vă. Nu acolo trebuie să mergeți. Ce era Betelul pe vremea aceea? Pe vremea aceea în Israel, împărat era Ieroboam al doilea. Pentru că a fost primul, ăsta era al doilea și semănau între ei. Primul a fost un artizan al divizării Israelului în două, 10 seminții pe vremea lui au mers cu el și 2 au rămas în Iuda. Și omul s-a gândit la un moment dat, cum se gândesc oamenii, să câștige și să nu piardă niciodată. Mă, dacă ne-am separat și templul este în sud, ăștia mă vor lăsa singur. Și atunci, hai să născocesc eu ceva. Și născocește 2 viței. Unul în Dan și unul la Betel. Și le zice, Izraele, ăsta este Dumnezeul tău. Deci ei aveau o închinare acolo, nu la Baal, nici la Astarte. Acolo ei aveau o închinare la Dumnezeu sub o altă formă de înfățișare. La fel la Gilgal. Nu am găsit specific și clar ce era acolo, dar se pare că și acolo era un altar unde evrei mergeau să se închine lui Dumnezeu. De ce? Pentru că noi oamenii când avem niște trăiri, ni se întâmplă ceva în viață grandios, mare, avem o tendință așa să le spiritualizăm. Și așa au făcut și evreii. Știți că la Gilgal, acolo, pe zona aceea, ei au trecut Iordanul când au intrat în țară. Acolo au campat prima dată. Acolo, zice cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu a ridicat blestemul Egiptului de peste izraeliți. Acolo generația tânără a reîncheiat legământ cu Domnul prin tăiere împrejur, pentru că n-au fost tăiați împrejur pe drum către țara promisă. Și de acolo au început cucerirea țării. Bănuiesc că lucrul acesta i-a împins să creadă că locul acela este cu o semnificație spirituală foarte puternică. Deși Dumnezeu nu le-a zis lucrul acesta niciodată. Și ei au făcut un altar. La fel, Berșeba. Acolo erau vestitele fântâni de apă, săpate de patriarhi, de Avram și de Isaac. Și din nou, omul spiritualizat, apa acolo e loc sfânt, de viață, hai aici, dacă tot le avem lucrurile acestea, hai să facem un altar și Dumnezeu va fi mulțumit. Și Domnul zice, căutați-mă și veți trăi. Și repede, mergem acolo. Și Domnul zice, nu. De ce, Domnul? Păi, ei tot la un Dumnezeu, la tine se închinau. Nu se închinau la Baal, nici la Astarte. Era o altă formă de închinare, o altfel de religie. De fapt, era o religie falsă. De ce Domnul le spune, nu. Nu acolo. Haideți să ne uităm semnele acestei religii false în Amos. Primul semn. O pepinieră unde se mulțește păcatul. Amos, capitolul 5, versetul 12. Căci eu știu că nelegiuirile voastre sunt multe și că păcatele voastre sunt fără număr.
asupriți pe cel drept, luați mită și călcați în picioare la poarta cetății dreptul săracilor. Deci, vedeți? Cu toate că aveau trei puncte importante pentru ei de închinare, erau oameni foarte religioși, care regulat mergeau la locul de închinare, făceau ce trebuiau, totuși Dumnezeu îi acuză că erau plini de păcat. Asta face falsa religie. Ea niciodată nu va da cu pumnul în păcat. Adevărata religie spune așa, că Duhul Sfânt când vine, El adeverește lumea în primul rând în ce privește păcatul. În primul rând păcatul, dragii mei. Orice religie care duce nouă, acum suntem în vremurile astea care suntem, zici de păcat, oamenii se tulbură, cad în depresie, le răvășești sufletul pe interior. Cu alte cuvinte, îi apeși foarte tare. Și atunci să nu pomenim lucrurile acestea, să facem pe oameni să se simtă bine, să tot vie la noi de fiecare dată, să tot aducă jertfe, să tot vie la slujire și o să fie totul bine. Asta au făcut ei. S-a înmulțit păcatul. Al doilea semn. Accentul care cade pe ritual și jertfe. Amos, capitolul 4, începând cu versetul 4. Duceți-vă numai la Betel și păcătuiți. Duceți-vă la Gilgal și păcătuiți și mai mult. Aduceți-vă jertfele în fiecare dimineață și zeciuire la fiecare trei zile. Faceți să fumege jertfele de mulțumire făcute cu aluat. Trâmbițați-vă, vestiți-vă darurile de mâncare de bunăvoie. Căci așa vă place copiii lui Israel, zice Domnul Dumnezeu. Vedeți? O religie care, în care era înflorea ritualul și se aduceau jertfe multe. Asta este semnul falsei religii. Apropierea de Dumnezeu prin jertfe și ritual. Nimic nu-i nou sub soare. Domnul Iisus, când învață pe oameni, pe vremea Lui, zice o pildă. Zice să urcă la templu un vame și un fariseu. Ce zice fariseu? Ai, eu nu sunt ca vameșul, eu mă duc la templu, eu sunt om religios, eu postesc, eu dau zeciuială, eu sunt băiat cu minte. Vedeți? Nimic nu-i nou sub soare. Mai abordez câteodată bărbați tineri care se văd că avizi după lumea aceasta, oameni de afaceri și zic, mă, dar totuși n-ai vrea să schimbi un pic macazul, vii, cum zicea sora Lidia, tu zic, cu unul chiar l-am abordat, tu ești a treia generație, cum mi-ai zis tu, zic, ce faci? Po, s-au sfumat, s-au nervat. Ce zice? Dar eu dau, atâta dau la văduvă, eu atâta dau pentru misiune și eu atâtea fac. Și am văzut că mulți se ascund după aceasta, că ei fac. Ei dau, ei fac, ei participă, ei slujesc. Dar adevărata credință sau adevărata religie, care este semnul ei? Adevărata religie creștină. Este ascultare. Deci chiar și în vechiul Domnul zice, ascultarea face mai mult decât jertfele. Și noi tot nu vrem să învățăm. Pentru că e mai ușor să aduci o jertfă. Ai adus o jertfă și de luni începând te-ai dus și ți-ai făcut treburile în liniște și în voie bună. Că doar Dumnezeu s-a uitat la câți bani ai dat, s-a uitat la ce slujbă ai făcut și acum tu stai liniștit că totul este bine. Și Dumnezeu îi zice, nu mergeți acolo. Un alt semn al religiei false din Amos. Nu suportă mustrarea. Amos, capitolul 5, versetul 10. Ei urăsc pe cei ce îi mustră la poarta cetății și le este scârbă de cel ce vorbește din inimă.
vedeți? Asta cultivă în oameni falsa religie. Pe cei ce le vorbesc din inimă adevărul. Și normal, de ce zice că la poarta cetății? Că înainte nu-i putea, nu erau sinagogi ca astăzi. Singurul loc unde îi puteau prinde, la poarta cetății. Și prorocii bănuiesc când mergeau acolo. Și Dumnezeu îi trimitea și ei îi mustrau pentru păcatele lor. Și normal că ei se enervau. Și le era scârbă de astfel de oameni. Cei nou sub soare? În nou legământ, spune cuvântul lui Dumnezeu, când apostolul Pavel avertizează creștinătatea și pe Timotei, zice să știi că vremurile din urmă oamenii nu vor putea suporta cuvântul adevărului, ci își vor da învățători după poftele lor. Vedeți? Cum nimic nu-i nou sub soare. De ce să vie unul aici să strige, să tune pe noi, să ne enerveze? Găsim noi altul care să zică, o, Domnul să vă binecuvânteze, o, ce bine, Domnul e aici, Domnul drege, Domnul face, slavă Domnului, ne ducem vesele acasă. Și Domnul zice, nu vă duceți acolo. Un alt semn, o să mai trec, sunt mai multe, falsă încredere că Dumnezeu este cu ei. Amos, capitolul 5, versetul 14. Căutați binele și nu răul, ca să trăiți și ca astfel Domnul Dumnezeu oștirilor să fie cu voi, cum spuneți voi. Vedeți? Ei trăiau cum trăiau, zi după zi, săptămână după săptămână, ani după ani, și erau siguri că Dumnezeu este cu ei. Ei să și lăudau. O, Domnul e cu noi, slavă Domnului, Domnul e cu noi, Domnul ne va da biruință. Iarăși, nimic nu-i nou sub soare. Când Duhul Sfânt îi revelează la Apostolul Ioan, ultima carte din Biblie, acolo către una dintre biserici sunt niște cuvinte. Zice, iată că-ți merge vestea, te-ai îmbogățit. Și ei stăteau și se adunau acolo și aveau fanfară și orchestră și slujitori și toți erau o inimă și un suflet și Domnul e aici, Doamne, uite, noi îți cântăm, tu te bucuri. Și Domnul ce scrie acolo? Zice, iată că eu stau la ușă și bat. Domnul era afară, Domnul nu era înăuntru. Nimic nu-i nou sub soare. Asta este religia falsă. Îți dă o încredere falsă că Dumnezeu este cu tine. După ce trăiești, cum trăiești. Și ultimul semn, Amos capitolul 8, începând de la versetul 11. Iată vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foamete și sete după auzirea cuvintelor Domnului. Vor pribegi atunci de la o mare la alta, de la miază, noapte, la răsărit. Vor umbla istoviți încoace și încolo, ca să caute cuvântul Domnului și tot nu-l vor găsi. În ziua aceea se vor topi de sete fetele frumoase și flăcăi. Asta este un semn al religiei false. Oamenii vin, consumă programe, participă la strângeri, vin azi, vin mâine, vin poi mâine și cum vin, așa să și duc. Pentru că religia falsă nu poate hrăni. Pentru că acolo nu este Dumnezeu. Și numai Dumnezeu poate da viață. Și ce a pus Dumnezeu în om, tânjește după Dumnezeu. De ce Domnul zice, vor alerga. Vin, fac ritualuri, fac slujbe, participă, slujesc și toți secătuiți și uscat se simt. Sunt flămânzi cronic, cronic sunt flămânzi. De ce? Pentru că nu este acolo Dumnezeu. Asta sunt câteva semne a faptului că Dumnezeu i-a oprit să meargă la Betel
la Gilgal și la Berșeba. Interesant lucru. Dumnezeu îi oprește, dar nu le zice, de-aia mergeți la Ierusalim, acolo e templul meu, acolo este marele preot, acolo e plin de preoți, acolo e părăția lui Iuda, împărat, atunci era Uzia, Iuda era prosper, social, economic, militar. Domnul nu pomenește nicăieri un cuvințel. Am zis, interesant lucru. Domnul zice, căutați-mă și veți trăi. Dar nu le zice unde. E ca o năucire. Doamne, acolo nu ne lași. Acolo ne-am închinat ani de zile. Și acum, nici la Ierusalim nu ne zice să ne ducem. Dar unde să mergem, Doamne? E întrebarea pusă. Unde să mergem, Doamne, să te găsim ca să trăim? De unde începe totul, această găsire a lui Dumnezeu ca să ai viață? Să ne uităm la un verset din Isaia, capitolul 26, versetul 9. Sufletul meu te dorește noaptea și Duhul meu te caută înăuntrul meu. Isaia, un proroc al Domnului. Mulți zic, păi în Vechiul Testament, numai când proroceau, se cobora Duhul Sfânt peste ei. La Noul Legământ, Apostolul Petru zice că nu-i chiar așa. Că zice, Duhul lui Hristos care era în ei. În ei. Și Isaia zice, sufletul meu te dorește noaptea. Și cu Duhul meu te caut înăuntru meu. De ce nu scris? M-am trezit noaptea, hai să mă duc la templu. Că doar acolo era slujba leviții, preoții, ei făceau slujba și de noapte. Nu zice, cu Duhul meu te caut înăuntru meu. Înăuntru meu. Noi de mult, Doamne, auzi-te, Doamne! De ce facem asta? Că suntem necredincioși. Domnul zice, iată, eu vin în voi. El e în mine. Da, sunt situații când am o durere, o povară, o apăsare. Dacă să stric ca Dumnezeu să mă audă, asta este o necredință. Pentru că El este în noi. De aceea Isaia a înțeles și noaptea zice, acolo te cauți. Domnul să ne învețe să-L căutăm în Duhul nostru, dragii mei. Să învățăm această experiență. Să-L căutăm pe Domnul, cum zice El, noaptea. Când eram tânăr, auzeam și eu că se sculau frații. Am încercat și eu de câteva ori. Obosit, adormind pe rugăciune. Îi mulțumesc că de la o vârstă se mai schimbă ăla ceasul. Și te mai scoală Domnul la ora 3, noaptea la ora 4, și până de lete, până la 7 dimineața, până la 8. Ai vreme să te rogi, să citești, să meditezi. Ai o somnolență peste zi, aia este un fleac. Și îi zic, mulțumesc, Doamne, că acum vrei să mă înveți ceva. Să te caut mai adânc înăuntrul meu. Un alt verset, Psalmul 27:8. Un alt om al lui Dumnezeu, David. Inima-mi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Unde aude David lucrul acesta? Era cineva pe stradă, striga? Nu a venit cineva la el, a bătut la împărăție? Hai, Davide! Nu, zice. Inima mea îmi spune din partea ta. Vedeți? Iarăși, e o chestie lăuntrică. Dumnezeu vorbește înăuntru inimii. Nu mai dau alte exemple, sunt suficiente acestea, ca să înțelegem când Dumnezeu zice, căutați-mă și veți trăi,
este un concept lăuntric, de aceea nu le-a zis, mergeți la Ierusalim. Nu, dar le zice, căutați-mă. Și este o referință în Amos, am dat-o mai recent, unde el zice, căutați să faceți binele și urâți rău. Aia unde se întâmplă? Tot dinăuntru. Al căuta pe Dumnezeu începe înăuntru. Și aici vreau să fac o mică paranteză. Aici este vorba pentru poporul lui Dumnezeu, care îl avea pe Dumnezeu ca Dumnezeu, care a auzit legea lui Dumnezeu. Aici nu este vorba pentru păgâni. Ei nu știau. Și atunci, pentru cei din lume, pentru cei născuți din nou, este foarte important să fie și un reper geografic. Care e ăla? Biserica. Dar pentru noi care ne-am întors, în primul și în primul rând, căutarea începe dinăuntru. Degeaba forțezi din afară, va fi numai legalism și fapte moarte. Domnul zice, căutați-mă și veți trăi. Altfel, veți muri. Veți muri. Ei au auzit și nu au luat aminte. În Amos zice Domnul, aveți grijă că cetățile care dau acum 1000 de soldați vor da numai 100. Și așa s-a și întâmplat. La 40 de ani, după acest cuvânt, vine Asiria și rade Israelul de pe fața pământului. Pe cei mai mulți i-au omorât, pe alții i-au luat în surghiun. Și cei mai mulți dintre ei nu s-au întors niciodată acasă. Cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Ei n-au ascultat. Toate acestea ne sunt scrise ca noi să ne uităm, nu să ne minunăm, nu să-i condamnăm, ci Apostolul Pavel zice să învățăm, să învățăm. Și nouă astăzi ne sună la fel. Căutați-mă și veți trăi. Și am văzut că al căuta este un aspect lăuntric în primul rând. Lăuntric. Atunci haideți să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu la trei referințe legate de această căutare și să ne verificăm. Suntem noi pe un trend bun sau nu suntem? Prima referință. Matei, capitolul 4, versetul 4. Drept răspuns, Iisus i-a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Cum sună în inima mea și în viața mea acest verset? Cum îl iau? Ce scrie? Lăsați-l acolo, afișează-l, te rog. Cum iau acest verset pentru viața mea? Îl iau ad literem. Gândesc, eu astăzi am citit 3 psalmi, am citit 2 capitole din Biblie, ca să ne spălăm conștiința, ca să bifăm acolo o bifă și Dumnezeu să vadă. Și mai venim, mai ascultăm, mai înțelegem, mai nu înțelegem, mai adormim, suntem obosiți, mai suntem plictisiți. Și iată așa se scurg anii. Și cum suntem față de acest verset? Omul nu trăiește numai cu pâine. Îi dăm dreptate Domnului sau nu? Sau am inversat ordinea? Omul nu trăiește numai cu orice cuvânt al lui Dumnezeu, ci cu pâine. Viața noastră în fața lui o spune. Dacă e așa sau nu. Am în mine o foame după această pâine?
când mă apropii de El, chiar o iau așa ca și hrană? Sau trebuie să citesc? Chiar asta o văd ca pâinea aceată de toate zilele, care zice, coboară din cer și dă lumii viață. Chiar o văd că îmi dă viață? Asta e răspunsul pe care îl vede Dumnezeu din partea fiecăruia. Și atunci verdictul este, căutați-mă și veți trăi. Și căutarea începe aici, în cuvântul lui Dumnezeu. Mă raportez serios la El. Ai Biblie acolo, toți oamenii au Biblie, mai citim, mai nu citim. Ce-ar fi dacă am mâncat luni, după aia am mâncat săptămâna cealaltă, pe duminică, după aia zice, ai, prea des mâncăm o dată pe lună. Ce-ar fi de noi? Dar ce este oare de sufletele noastre? Și aici eu când zic că omul nu trăiește numai cu pâinea asta, nu înseamnă că venim și la biserică și nu mă ascultăm predici. Sau apăsăm acasă pe bumb și apare Pustan, Ianovici și alți predicatori renumiți. Nu, asta înseamnă eu personal raportat la cuvânt. Fiecăruia Dumnezeu, după statura spirituală, îi vorbește. Și Domnul vrea să ne vorbească personal, nu second. Noi ne-am obișnuit second. Cineva citește, rumegă și ne dă ca la copilaș. No, ia uita, în caz. Că nouă ne este greu să citim singuri, să băgăm dinții noștri în pâinea asta care dă viață. E prea obositor. Mai bine să-și rupă capul altcineva cu lucrurile acestea și să ne dea în linguriță. Să știți că chestiunea e foarte serioasă. Ei nu au ascultat, au luat-o ușuratic și au murit. Au murit. Da, noi ne întoarcem. Într-adevăr, Hristos este viață. Dar acest Hristos și El se hrănește în noi cu această pâine cerească, dacă noi nu i-o dăm. Degeaba ne batem pe grumaț. Oh, acum 20 de ani am încheiat legământ în apa botezului. A care e starea ta acum? Chiar ești înfometat după această pâine? Chiar tânjește sufletul tău după pâinea aceasta? Te duci, eu știu, pe la lucru, se întâmplă multe lucruri. Ce faci când te întorci după o lună de lucrat? Ce faci când te întorci acasă? La ce alergi? Alergi la cuvântul ăsta și îl mănânci și zici, vai, ce mă răcoresc. Ce mi se răcorește sufletul când mănânc această hrană proaspătă? Asta înseamnă, căutați-mă și veți trăi. Asta înseamnă. A doua trimitere, Psalmul 42:1. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Versetul 2, sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Iarăși o chestiune, suntem așa în trăirea noastră? Când citim psalmul acesta, ne oprim să ne întrebăm, ce cu ăsta? Sau să ne întrebăm, dar ce cu mine? Ăsta își dorește. Dar eu citesc acolo, sună bine, așa, poetic, rimă. Dar eu cum îs? Sufletul meu chiar îl dorește pe Dumnezeu? Nu binecuvântările Lui. Că astea oricine și le durește. Doamne, dă-mi, Doamne, fă-mi, Doamne, drege, Doamne, am o problemă, acum mă găsesc de Tine, cum mi rezolvă Domnul problema, mai răruț, mai drăguț, până când? Până apare o altă problemă. Și iar ne ducem la Domnul. Nu, omul ăsta zice că sufletul lui însetează. Însetăm noi după El. În relația noastră personală cu Domnul, cum ne raportăm, dragii mei?
Dar am văzut și altele dăți, că primul lucru al înfierii nu stă că Domnul e face, e drege, cum suntem, cum nu suntem. Primul lucru al înfierii este că Domnul ne cheamă la părtășie. Înțelegem noi lucrul acesta în viața noastră. Căutăm noi părtășia cu El sau ne ducem la El ca să obținem ceva. Asta este o diferență majoră. Eu îl cunosc pe Domnul, mă duc și El îmi dă și El îmi face. Da, eu nu zic. Biblia vorbește despre lucrurile acestea, dar este lucruri secundare, dragii mei. Dumnezeu este Tată și noi suntem copii și El așteaptă să avem o părtășie, o tânjire după El. Să vorbim despre dragoste, păi dacă n-am dragostea asta față de Dumnezeu când mă trezesc dimineață, mă bucur, Tată, că acum iarăși pot să stau cu Tine. Restul este o religie falsă. Fals. De ce nu avem această tânjire? De ce suntem așa de uscați, seci? Și parcă pe am ce trece în epoca asta modernă, numărul se mulțește. Nu scade, se mulțește. Poate că una dintre cauze, o zice Apostolul Petru, în 1 Petru, capitolul 2, versetul 11. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care să războiesc cu sufletul. Vedeți? Nu numai inima mea spune din partea ta și firea pământească se duce la inimă și zice, lasă, nu mai căuta-o atâtea, pierzi vreme. Uite câte sunt de făcut. Doar aseară ai văzut pe Facebook unii au fost frații tăi prieteni. Tu n-ai vrea să te duci și tu pe acolo. Și deja aici începe să lucrezi. Vreau, dar n-am bani, n-am posibilități. Și deja încep să cauți scheme cum să ajungi. De ce? Ți s-au reactivat o poftă. Și auzi tot felul, ai acces în media. Media de aia a fost făcută de cel care e creatorul ei. Cu scopul ăsta, în primul rând, să omoare în creștin tot ce este viață duhovnicească. Dumnezeu zice, caută fața mea și firea vine și zice, caută fața acestei lumi, dă-i să sune înainte. Încalecă pe cai mari și dă-i târcoale prin Europa până în China și America și înapoi. Și mergi pe cai mari și, Doamne, binecuvântează-mă acum ca să nu mă prăpădesc, ca să nu am un accident. Tu doar știi că eu te iubesc. Și uite, așa ne trece viața. Și ne înșelăm că îl iubim pe Dumnezeu. Dar, de fapt, suntem mânați de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Și de mirare că după un set de ani, când vorba aia ajungi la o vârstă de aia, de argint, și în loc să fii ca în Isaia, zice, ei sunt plini de must și de putere. Nu mai aveți cârtire, murmur, nemulțumire. De ce? Pentru că nu au viață. Au religie, dar nu au viață. Poftele firii pământești au mers acolo în inimă și au făcut prăpăd. Prăpăd. Ce să mai auzi? Inima mea îmi spune din partea ta, ce să auzi? Astea-s chestii de predică pentru tineri acolo, noi ne-am trăit mălaiul și l-am mâncat deja, alții să mai mănânce chestii de astea. Noi suntem deja veterani. Și Domnul zice, căutați-mă dacă vreți să trăiți. Căutați-mă. Și asta presupune să-L căutăm
pe Domnul. Sufletul nostru să însetezi, nu apare însetarea peste noapte. M-am trezit și acum tare mai sunt însetat după Domnul. Primul rând, pocăință de o viață plină de pofte. Biblia spune că în vremurile din urmă, oamenii vor fi iubitori mai mult de Dumnezeu, nu? Mai mult de plăceri. Nu zice că nu-L vor iubi pe Domnul, dar Domnul va fi pe locul 2. Și ce zice Pavel? Ai părtășie cu oamenii aceștia. Nu zice, depărtează-te de ei. Pentru că au numai o formă de evlavie. Zic cu gura că îl iubesc pe Domnul, dar în inimă e plin de pofte. Doamne, binecuvântează-mă acolo, Doamne, binecuvântează-mă aici, Doamne, vreau și acolo să mă duc, vreau și să vin și pe aici, și afacerea aia să o fac și pe aia la altă, și tăte, tăte vreau să le fac. Când deschid și văd pofta ochilor, tăte, tăte te rog să mi le împlinești. Dar nu-s rele, dar ce-i păcat, zicem noi. Dar ce-i păcat? Și Domnul zice, căutați-mă și veți trăi, altfel veți muri. Să ne intre bine în cap lucrurile acestea, dragii mei, să nu ne culcăm pe ureche. Și un alt verset, Matei, capitolul 6, versetul 33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Din păcate, cred că noi iarăși am înversat ordinea. Căutați mai întâi toate aceste lucruri și după aceea veți găsi și împărăția lui Dumnezeu. Cu gura zicem cum scrie în Biblie. Mie mi-e frică că cu viața noastră mărturisim altceva. Și Domnul zice în contextul nevoilor. Că acolo e din predica de pe munte. Și El știe ce nevoie avem, nevoie de bază, pentru că El ne-a făcut. Și tocmai El, știind că pentru cei mai mulți nevoile acestea de bază, este cel mai greu să le rezolvi. Și tocmai El vine și zice, mai întâi, mai întâi. Noi zicem, o, da, acum sunt 20 de ani, eu am fost din lume, așa, m-am pocăit și am căutat mai întâi. Dar Domnul nu zice că mai întâi este cândva în trecut. Domnul nu zice. Domnul zice, căutați mai întâi. Înseamnă că este o chestiune permanentă. Când mă scol dimineața, ce mă gândesc în mintea mea mai întâi? Fiecare ne dăm răspunsul. Fiecare avem o agendă. La unii e mai stufosă, la alții mai puțin stufosă. Ce ne ia locul mai întâi în mintea noastră? În viața noastră, prioritățile vieții noastre, care sunt? Mai întâi și alealte, prin credință, le lăsăm în seama Lui. Sau zicem, Doamne, te rog să mă binecuvântesc, eu astăzi am atâtea de făcut, eu atâtea am de umblat, eu atâtea am de vorbit. Asta nu e mai întâi. Asta eu i-am pus tăvița cu toate prioritățile mele și zic, acum te rog să le binecuvântez. Dar Domnul zice, căutați mai întâi. Mai întâi. Iisus ziua muncea. Ce făcea noaptea? Îl căuta pe Tatăl. Tot timpul, dacă citiți în Luca, acolo de multe ori, Luca descrie cum ucenicii îl surprindeau pe Iisus. Nu? Se ruga. Fiul lui Dumnezeu? Da, Fiul lui Dumnezeu. Pentru că căuta mai întâi. Domnul ne vede pe fiecare, dragii mei. Noi putem cu gură spune multe. Dar Domnul ne vede pe fiecare. Suntem noi cu adevărat mai întâi? Căutăm noi cu adevărat mai întâi în viața noastră? Și atunci, cu adevărat, putem spune că îl căutăm pe Domnul. Și Domnul zice, căutați-mă și veți trăi. Altfel, zice, veți muri. Veți muri.
De aceea, în epoca aceasta modernă, când clădirile îs frumoase, templele mari, viața duhovnicească îi cum îi. De ce? Pentru că una zice, una predică și alta trăim. Încet, încet, toți simt chestia aceasta. Băi, se întâmplă ceva. Uite atunci cum a fost, cum zicea și sora Lidia, pe vremuri acestea. Alții zic, nu știu ce se întâmplă în vremurile moderne. Înainte, Duhul Sfânt, când boteza pe cineva, ăla efectiv era inundat. Se vedea o putere. Astăzi zice, zici că botezul cu Duhul Sfânt, Dumnezeu îl face cu pipeta. Așa câte un pic, acolo câte un pic. De ce se întâmplă lucrurile acestea? Pentru că Domnul zice, căutați-mă și veți trăi. Dacă nu îl căutăm, cum scrie el și cum vrea el, dragii mei, noi nu o să avem viață. Nu sunt lucruri grele. Sunt lucruri care țin de interior. Eu sunt sigur, dacă scria Domnul, o să veniți în fiecare săptămână, să aduceți câte o jertfă, fiecare am fi venit, era mai ușor, ai dus o jertfă, zici, a, gata, mă duc la ale mele. Dar Domnul zice, nu. Eu caut părtășie. Și viața vine din părtășia cu mine. De ce? Zice, căutați mai întâi. Dacă nu, e moarte, dragii mei. E moartea în oală. O ultimă referință din Mica, capitolul 3, versetul 8. Prorocul, Mica, capitolul 3, versetul 8. Uitați-vă ce zice prorocul despre el. Dar eu sunt plin de putere, plin de Duhul Domnului, sunt plin de cunoștința dreptății și de vlagă. Oare cum ne simțim noi când citim versurile acestea? La fel și eu, așa-i? Ca într-o oglindă ne vedem împreună cu Mica. Și uitați-vă ce interesant spune care este ordinea lui Dumnezeu în lucrare. Abia atunci, zice, ca să fac cunoscut lui Iacov nelegiuirea lui și lui Israel păcatele lui. Când fac lucrurile acestea? O, meriți în toată lumea, meriți, abia de te-ai ieșit din apă amărât, meriți în toată lumea. Ia uitați-vă, proroc de-a lui Dumnezeu. Zice despre sine că Duhul Sfânt îl spune să zică lucrurile acestea. Eu sunt plin de putere și de vlagă. Asta este viața. Ăsta îl caută pe Dumnezeu și Dumnezeu îi dă viață. Și viața se manifestă în putere, în plinătate, în vlagă și în cunoștința dreptății. Dragii mei, nu-i de glumă cu asta, nu-i de glumă. Domnul ne cheamă să-L căutăm. E bun ăla, căutați-mă și mă veți găsi. Dar ăsta e de început, căutați-mă și veți trăi. Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Ca să aveți răbdare, să avem răbdare, obișnuim ca să ne rugăm la sfârșit să-i mulțumim Domnului pentru tot ce a făcut, pentru sufletele noastre, obișnuim să-i mulțumim Domnului pentru harul care îl avem, pentru modul în care ne-a binecuvântat în seara aceasta și în ziua de astăzi. Facem această rugăciune și este un lucru normal, un lucru potrivit ca să venim înaintea Domnului. De aceea v-aș ruga să ne ridicăm cu toți în picioare. Și pentru că suntem în casa lui Dumnezeu, am petrecut acest timp în casa lui Dumnezeu, Domnul ne-a descoperit că este o seară de pregătire pentru noi, pentru împărăția lui Dumnezeu. Domnul ne-a descoperit că este o seară în care Dumnezeu ne-a făcut și ne face ungerea, ne unge. De asemenea,
Domnul ne-a descoperit că sunt frați, surori, tineri, tinere care umblă la izvoare străine. Împovărează biserica, împovărează slujitorii. Ne rugăm și pentru aceasta că Domnul să ia poveri, Domnul să cerceteze și să lucreze cu putere. Ne-a descoperit Domnul de asemenea că sunt surori care, frați, care soții lor le persecută. Ne rugăm și pentru surorile acestea ca Domnul să le dea răbdare, să le dea înțelepciune și putere ca să meargă înainte, să se încreadă pe deplin în Domnul. Avem și cauze aici, avem un bilet care ne spune, ne cere să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să ne binecuvânteze cu ploaie, să ne rugăm pentru Violeta și problemele de sănătate, pentru legături, pentru Arpi și Alin, ca Domnul să își întingă mâna, să atingă, Domnul să se îndure de Mihaela și de Natalia, să le dea sănătate în truf, de asemenea pentru o soră mea din Statele Unite care are COVID, Domnul să o vindece și să o binecuvânteze. Sigur că avem și noi, fiecare dintre noi, ofurile noastre, ridicăm mâna sus și aducem și cauzele noastre înaintea Domnului ca Domnul să-și facă lucrarea și Domnul să ne asculte rugăciunile. Haideți să intrăm în această rugăciune, să venim înaintea Domnului. Și în momentele acestea stăm în fața Ta, ca înaintea unui Tată care ne iubește și care privește cu atâta drag peste noi și îți mulțumim, o Doamne, pentru că prin Tine avem viață, scumpe Iisuse, Tată scump, îți mulțumim și pentru timpul petrecut aici în casa Ta. Vrem, o Doamne, ca să fim recunoscători în zilele care vor veni, pentru că știm că vei fi cu noi, o Doamne, că noi ne-am pus toată nădejdea și încrederea în Tine. De aceea binecuvântează, o Doamne, și casele noastre, și familiile noastre, și serviciile noastre. Întinde-ți mâna peste noi și lasă protecție și ocrotire. Noi suntem recunoscători pentru tot ce faci, pentru tot ce ai făcut, pentru modul în care Tu te descoperi și ești cu noi. Rămâi cu noi, rămâi în noi și fie numele Tău slăvit prin tot ceea ce vom face. Eliberează-ne cu pace, te rugăm, din casa Ta și lasă peste noi protecție, ocrotire și biruință în tot ce facem. Îți mulțumim, Tată, în numele Domnului. Amin. Vă rugăm să ocupați locurile. Vrem să repetăm anunțul acesta pe care l-am mai făcut. Deci persoanele dintre noi care au simptome de răceală, se pare că COVID-ul acesta mai bate iarăși la ușa noastră, să rămână acasă până când se fac bine. De asemenea, în săptămâna aceasta ne rugăm pentru ca Dumnezeu să binecuvânteze și tabăra, acolo unde sunt copiii, cei care se ocupă de ei, Dumnezeu să-i binecuvânteze, să protejeze și să ocrotească, așa cum a făcut-o și în anii trecuți, Dumnezeu a lucrat, slăvit să fie Domnul. Pentru ca, așa cum s-a anunțat, pentru ca să evităm aglomerația de acolo, vă rugăm ca să ieși și prin partea aceasta. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți, să fie cu noi. Amin.